Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. O nouă ediție Profil de Companie în care încercăm să aflăm lucruri inedite din ceea ce înseamnă profilul unei activități economice, antreprenoriale, dar care să aibă și o relevanță la scară generală. De asta dată vorbim despre turism și mă gândesc că aici la o oportunitate extraordinară pe care această industrie ar fi trebuit și ar trebui să o aibă în continuare în România. Cel puțin specialiștii spun că calitatea serviciilor din turism sunt fie extraordinare, fie lipsesc cu desăvârșire. Adică sunt în foarte multe situații sunt de cea mai proastă calitate. Unii ar spune contribuția la PIB a acestei industrie s-ar ridica undeva la 5%, ceea ce dacă ne raportăm de pildă la greci, unde e vreo 40%, e cam puțin. Și având în vedere, să spun așa, arealul foarte diferit al obiectivelor turistice pe care le are România, poate că 5%, repet, asta este în prognozele, înțeleg, optimiste, e destul de jos. Adică avem cu ce, dar nu putem mai mult. Îi spun bun găsit în această ediție a emisiunii domnului Valentin Lungu, manager în industria hotelieră, în industria Horeca. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule Lungu, în momentul de față citeam de pildă că erau niște date pe care le ofereau cei de la INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, că România înregistrează în casări din turism de vreo 2,24 de miliarde de euro, în vreme ce românii cheltuiesc pentru servicii turistice în afară 3,12 miliarde de euro, adică ceva mai mult, semnificativ mai mult. Pe de altă parte, de pildă, ca o comparație, Polonia, o țară dublă ca mărime decât noi, înregistrează venituri de vreo 5 ori mai mari, adică vreo 10 miliarde, dar acolo ies din țară numai vreo 5, adică jumătate din ceea ce ei înregistrează. Acum, dumneavoastră, iată, ați condus un hotel important într-un dintre cele mai mari orașe ale României. Un oraș care se vrea în continuare turistic, dar e cam departe de statutul ăsta. De ce nu? Nu știu, unde se întâmplă fractura în care nu reușim să facem mai mult? Cred că, în primul rând, fractura se întâmplă la nivel național. Eu activez și într-o organizație de experți în turism la nivel național. Noi am făcut tot felul de calcule, simulări, ați observat foarte bine, vorbim de 5 sau poate 5,5% din PIB. Credem că dacă statul s-ar implica în 10-15 ani, se poate ajunge la un target destul de realist de 25%, care înseamnă foarte mult, mai ales că la nivel global ponderea în PIB-urile economiilor sau PIB-ul mondial în turism, să zicem, este în creștere. Lumea din ce în ce mai ușor călătorește, sunt avioane, e mult mai ușor acum să ajungi dintr-un loc în altul, indiferent de vârstă, și tendința e la nivel mondial. Noi nu suntem în stare să ne aliniem, probabil, cu tendința la nivel mondial. Avem anumite excepții ce se întâmplă la noi de bune practici care nu au legătură cu naționalul. Așa să vă imaginați, România nu are o lege a turismului. Avem un minister, nu știu ce face, dar avem nevoie de o lege a turismului, unde să fie totul clar. În toate zonele turistice dezvoltate se creează niște, se numesc OMD-uri, niște organizații, să spunem, de managementul destinației, pentru că fiecare destinație în sine turistică are un anumit profil, nu înseamnă neapărat că sunt comparabile, dar este important că pe lângă ceea ce se întâmplă acum, tot felul de asociații ale hotelierilor, ale agențiilor de turism, ei trebuie să vină împreună, adică autoritățile cu un transportator aerian, de exemplu, în Cluj, adică cu transportatorii aerieni, cu operatorii din turism, toată lumea trebuie să se întâlnească la un loc, pentru că un drum, sau Consiliul Județean, un drum care poate nu este electoral benefic să asfaltezi 20 de km de drum, poate dezvolta o zonă turistică care să aducă locuri de muncă și așa mai departe. Nu avem infrastructură, tot blamăm.
Din păcate, să știți că nu e principala cauză. Pe datele la nivel mondial, 70% din porție de intrare în țări sunt aeroporturile. Și deci noi nu stăm prost aici? Adică avem niște... Stăm, dar suntem pe creștere și mai putem. Asta vreau să spun. Nu este de ajuns să dăm vina doar pe autorități sau că nu avem drumuri. Pentru că 70% din turiști astăzi vin pe cale aeriană. Așadar, lipsa autostrăzilor este o mare problemă. Și, într-adevăr, noi trebuie să învățăm să ținem românii aici. Cum spuneați, sunt zone unde raportul, adică calitatea serviciului este foarte bună, în alte locuri este nesimțit de rea. Adică variază într-o, hai da, să spunem, într-un paradox. Eu cred că raportul preț-performanță nu este bun în România. Adică nu cred că e permis să mă duc la mare ca român în România, să ies mai scump, că m-am dus la Mamaia la un hotel de pe Raion Ceaușescu renovat și ies mai ieftin decât să mă duc în Bulgaria la All Inclusive sau în Grecia sau pe nu știu unde. Nu. Acum în Grecia mă îndoiesc pentru că prețurile sunt totuși mai mari, dar decât Bulgaria s-ar dar, putea... Eu cred că suntem sub nivelul lor. Suntem din punct de vedere al serviciilor, da. Da. Suntem și ca prețul. Asta spun, preț-performanță. Noi românii se pare că am plecat mult afară, cheltuim mulți bani acolo, trebuie, iară, ca fiscalitatea, a scăzut fiscalitatea, taxele sunt destul de mici în turism, a scăzut și TVA-ul, înainte era doar la micul dejun, acum și camerele au același tarif, iar nu ne putem plânge. Trebuie, așa să vă gândiți, am avut centenarul. Vă puteți gândi că Ministerul Turismului nu a avut nici măcar un leu bugetat ca să promoveze destinația România? Eu cred că noi puteam, ok, nu s-au făcut nu știu ce evenimente, toți am rămas frustrați după 100 de ani, ne așteptam la altceva. Ca și cu președinția Uniunii Europene. Acum vedem, a trecut o lună, două, trei, imediat nu va mai fi și nu știu cu ce. Eu n-am auzit că s-a negociat ceva, nu știu, pentru România. Poate vom afla după. Probabil că vor fi, să spun, niște monitorizări sau un inventar al președinției României. Chiar mi-aș dori să mă înșel, chiar îmi doresc. Dar referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră apropo de promovare, am văzut de curând lansat un nou film de promovare a Ministerului Turismului. E adevărat, ar fi fost mai bine probabil să vină în 2018 și nu în 2019. Se spune că mai bine mai târziu decât niciodată, dar tocmai în ideea asta ar trebui să existe în mod urgent o lege a turismului, tocmai din perspectiva asta în care, iată, și antreprenorii din zona asta eventual să, nu știu, să capitalizeze, adică să fie interesați și transportatorii, pentru că autoritățile și să-mi fie cu iertare, e absolut penibil să primești comunicate și aici mă refer la un Consiliu Județean destul de aproape, să trimită județul cutare, a fost bine văzut la târgul internațional de nu știu unde, de la, habar n-am, de prin Germania sau de pe unde au mai fost ei sau niște funcționari, birocrați trimiși acolo. Cât de ridicol e să trimiți un astfel de comunicat, județul a fost văzut bine. De cine? De Moș Crăciun? De renii lui Moș Crăciun? Adică abordarea asta e una cât se poate de comunistoidă. Și nu știu, inițiativa de unde a trebuit? Justificarea banului public. Adică dacă mergi acolo și cheltui 50.000 de euro cu 5 fete și 2 băieți și amenajezi un stand, trebuie să justifici banii. Când așa se explică acel comunicat. Când te întorci înapoi, mă, ce ai făcut? Ai semnat ceva? Contract? Nu știu, vine o delegație de la, nu știu, un cineva, nu știu, un lanț mare de hoteluri care vrea să vadă zona, nu știu, poate o să facă ceva, nu. Nu se întâmplă chestia asta, dar revenind la târguri, dacă vă uitați ce a fost și, nu știu, la Los Angeles, mi se pare ultimul, sper că nu mă înșel, a fost foarte rău, adică România avea standul în capătul curții și foarte urât, să spunem așa, că nu, să te deplasezi până acolo niște bani. Deci nu am excelat nici să avem, mă, dacă tot mergem, hai să nu mergem la 10, hai să mergem la 5, dar să avem acolo un stand, nu? Un stand să ne ține minte lumea.
Păi, presupun că asta ar fi de dorit, sau fiecare entitate în parte, nu știu, fiecare oraș, fiecare Consiliu Județean, pentru că tot se vorbește, iată, de descentralizare, se vorbește de, hai să spunem, principiul subsidiarității, în care fiecare regiune își dorește să apară cât mai puternic în față. Atunci, tată, dacă ai, cum îi spune, atributele astea de a te ocupa și de promovarea turistică a zonei, păi fă atunci cât se poate de performanță sau calitativ, că te-au văzut bine alții. Păi, probabil, nu știu, își luaseră picăturile pentru ochi și au văzut cât se poate de bine, dar în rest am rămas cu atât. Poate că, așa cum spuneați dumneavoastră, cu justificarea cheltuirii banului public într-o manieră atât de ridicolă. Și materiale, firme de prezentare, orice, deci orice trebuie să arate bine, mai ales că tu îl faci. Păi poza aia, așa o faci, că este perfectă. Firmul ăla la fel, deci nu ai voie să greșești. Dar aici vreau să vă întreb, pentru că se vorbește, sau cel puțin există astăzi, și trendul în România e destul de puternic, călătorim în afară foarte ușor, iată, pe calea aerului, pentru că și prețurile sunt de multe ori mult mai mici decât cele care sunt, nu știu, pe calea ferată în România. Adică e mai ușor să te plimbi cu avionul până în până în Paris, de pildă, decât să te duci cu trenul până din Oradea până în Constanța. Și vă întreb, ați fost managerul unui hotel într-un oraș mare, moda city break-ului în România ar putea funcționa? Adică mă gândesc așa, în afară de București și Brașov, celelalte orașe se califică? Și vorbim de un oraș de 5 stele cu niște fumuri și pretenții de nu-ți vine să crezi. Cred că-i, să spunem mai așa, puțin mai încolo de București, de Brașov spre Oradea, ca să zic așa, la mijloc. Printre puținele șanse pe care le avem e acest city break pentru Cluj, și asta din cauza că avem conexiunile aeriene foarte bune. Deci cred că se poate. Se califică Clujul pentru, da, city break? Se califică numai la city break. Avem doar aceste festivaluri. Eu am observat... Bun, în afară de cele două festivaluri consacrate. Da, am observat în ultimii ani o creștere a cazărilor în weekend, care de obicei erau mai mici decât în timpul săptămânii, pentru că, în general, cazările vin de la oameni care au o treabă, care merg la un spital, care sunt într-o delegație, care fac un training, care au un eveniment. Deci noi, la nivelul ăsta de business, de evenimente, stăm mai bine Clujul, avem multe firme și... Păi, e un turism de afaceri, de business, da, sau un turism medical, așa cum se vorbea, prin prisma faptului că aici sunt foarte multe unități medicale, da, și el se întâmplă încă mai avem specialiști. În timpul săptămânii. În schimb, în gradul de ocupare a fost mult mai scăzut în urmă cu câțiva ani, în timpul weekendului. Deci sâmbete și duminică erau mai moarte din punctul de vedere a cazărilor. Da, aici, domnule Lungu, pentru că aveați, iată, un hotel în aproximativ sau relativ aproape de centrul municipiului Cluj-Napoca, un oraș care, cum spuneți, excelează prin cele două evenimente mari pe care le are peste an, dar în rest poate fi, de pildă, marketat ca un oraș pentru city break. Acum, desigur, ai metrou, te poți plimba dintr-o parte în alta a metropolei. Glumesc, desigur, că metroul e cale lungă. Unii oameni vin pur și simplu să vadă Clujul, știu că nu prea au ce face, te duci la un restaurant în centru sau la o terasă, dacă e vreme bună, sau la o plimbare la grădina botanică, s-ar putea să fie închisă duminică seara. Asta, probabil, ca să nu mă refer doar la Cluj, s-ar putea să fie peste tot așa o, da, chestiune, dar, de genul ăsta. Mai, Clujul e mai totuși un oraș cu pretenții. Nu se vrea să se facă o linie, nu știu, un autobuz de la aeroport la Salina. Deci câți turiști aduce Salina, am fost cu mulți străini. Salina Tur, dacă vă referiți. Da, toată lumea a fost în extaz. Tu, dacă vrei să ai un city break adevărat, sau hai să-l ținem pe turism, asta e foarte important. Să nu stai două zile, să stai trei zile, să nu stai trei zile, să stai patru zile. Ce faci? Păi într-o seară te duci în oraș, într-o zi te duci la Salina. Cu ce? Nu știu cu ce. Închiriez mașina. Eu mă pun în postura așa, sunt turist străin, vin în Cluj. M-am uitat că în topul internațional, în primele 10 destinații underground, în Salina Turda, și spun, vreau să mă duc. Hai de să căutăm așa, să vedem cum ajunge un clujan la Salina Turda.
Probabil că unii știu. Eu personal mi-e greu să dau sfatul ăsta. În perioada imediat post-decembristă erau celebri rechini. Erau acele taxiuri în probabil că este în o regim, cursă care te duci cu alt autobuz până în capătul cursului. Semi-fiscalizat. Iei un microbuz care te duce acolo, dar nu e ok. Noi ar trebui să avem, mai ales că ne interesează și forța de muncă, să oamenii să poată să comunice, să se miște. Cred că cu o cursă de genul ăsta s-ar putea rezolva o zi. Dar mai avem încă o zi, două, care trebuie să ne gândim ce facem. Acum se spune, vom face un aquapark. Iară sună foarte pompos, a discutat foarte mult, am auzit pe, nu mai știu pe cine, oare pe domnul Tarcea, că spunea de acest aquapark. Sper să reușească, să fie și rentabil, dar și dacă nu este cel mai rentabil, e important să clujenii să nu mai meargă la Oradea, să cheltuie bani aici, să nu mai meargă în Ungaria, să cheltuie bani aici. Până la urmă, dacă ne gândim și la nivel local, noi trebuie să ținem pe clujenii aici, să cheltuie bani. Dar, în general, românii, pentru că ați văzut cel puțin, pentru că vorbeați atât de Ungaria. Când m-am referit la problema autostrăzilor, m-am referit în principal pentru turismul de incoming, care vin din afară, în România. Ei nu se gândesc că vin pe autostradă și vin cu avionul. Pentru români, într-adevăr, aveți dreptate, contează foarte mult autostrăzile ca să nu plece așa repede afară, să spună, păi mă duc cu avionul, ajung în 2 ore, de ce să conduc 10 ore și banii de benzină cât și măcar mai văd și eu ceva nou. Din toată treaba asta, toată lumea pierde. Pierde turismul din România. Pierde aici turismul, pierde transportatorii, pierde economia, pierde investitorii, pierde toată lumea de 20 de ani după povestea. Aveți o investiție privată în sensul ăsta? Vin turiști străini sau sunt doar turiști români pe același principii, să spun, de turism de afaceri, de business, turism economic, medical? Depinde de platforme. Eu folosesc mai multe platforme. Una e mai destinată mai tinerilor, mai ales pe timpul verii vin tineri din străinătate, din Australia, din America, chiar m-am mirat să vin de pe alte continente. Sunt foarte curioși. Prestigiul școlii românești a Clujului m-am mirat. I-am auzit pe tineri care, nu știu, au fost la Antol, le-a plăcut și acum spun, stau o zi în fiecare cartier, vreau să vin aici să-mi fac master sau ceva la facultate. Asta e un lucru pozitiv. Și am pățit situația asta cu 2 persoane, că pe restul mi-a mai întrebat. Dar chiar m-am mirat. M-am mirat foarte mult. Și uite, prin lucruri, și turismul poate să, și bineînțeles, universitatea, tot împreună. Da. Presupun că, iată, la nivelul organizației naționale în care activați și aveți problematica asta în dezbatere, cea a turismului, nu știu, ca potențial, din punct de vedere al acestui tip de turism de câteva zile, 3-4 zile, city break. Eu am dat numele a 2 orașe, Bucureștiul și Brașovul, par cele mai des întâlnite în prioritățile străinilor pentru, nu știu, vizită. Mai sunt și alte orașe, Clujul, afara Antoldului și Electric Castle. Oradea probabil mai nou. Clujul, Iașul, deci le putem pune acolo. Cluj, Iași, Timișoara. A, Timișoara în perspectiva capitală Sibiu, culturală. Care Sibiu are turiști destui. Sibiu e în stagnare sau e în regres? Pentru că a fost o evoluție, fără doar și poate. A fost o creștere mare, dar eu chiar am fost cu un grup de englezi, au venit cu avioane private, că am vrut 8 avioane private, au venit din Anglia și au spus vreau să vedem Sibiu. Ei au venit printr-un prințul Charles și au dorit foarte mult să doarmă în același pat unde doarme prințul Charles, să locuiască la conte acolo în case și nu au vrut să rateze nici Sighișoara, nici Sibiu, deci cu un autocar sau cu excursii de 6 ore te poți descurca bine și ideea de city break e să stai 2-3 zile peste weekend și să ai ce face. Da, cum vi se pare faptul că, iată, cel mai bun ambasador al turismului din România e prințul moștenitor al coroanei Marii Britanii, adică dar nici măcar lucrul ăsta nu știm să-l fructificăm foarte bine. Adică chiar să facem din Prințul Charles, nu știu, o emblemă a turismului din zonă. Oglinda noastră astăzi.
Deci dacă astăzi noi nu putem face nimic și alții fac din pasiune, înseamnă că ăsta ne, cum să spun, asta e reprezentativ pentru noi. Dumneavoastră vorbeați de un 25% care se regăsesc în PIB, într-o... 25% care pentru România este viabil. În ce perioadă sau în cât timp? Nu, media pe an. Media pe an. În cât timp? În 10-15 ani, dacă se încearcă cu adevărat. Dar nu știu, de unde ar trebui să pornească până la urmă declicul? Adică ar trebui să vină de la aceste autorități care sunt bine văzute în afară și în rest sunt lăsate obiectivele de patrimoniu într-o stare absolut deplorabilă? Sau să vină de la, nu știu, de la asociațiile de antreprenori, de la asociațiile oamenilor care dezvoltă servicii turistice? De la toată lumea, dar în special autoritățile, nu fac nimic, am spus. Nu există nici măcar o lege a turismului, s-a negociat foarte mult, se așteaptă de mult timp legea asta, nu se întâmplă nimic. La primul lucru, trebuie să ai o bază de discuții, un mediu clar, legislativ, și pe după aia să crească organizațiile și să vină ideile. Sunt țări unde sistemul de clasificare e dat de niște bresle. Adică dacă hotelierii se hotărăsc să-și facă un standard ca un cluster, sunt țări care adoptă de stele, se dau de către niște evaluatori privați. Sunt țări care au un sistem mixt. România, de exemplu, sistemul de stele îi da de legile noastre. Deci, și spuneți că nu e unul tocmai, să spun, nu există, corect? Sau? Nu există un sistem la nivel național, trebuie să fim corecți. Și America, un american și a ghidul AAA sau așa și se uită la 2000 de locații în toată lumea. Dacă nu ești evaluat acolo, nu există. Uite, o idee pentru Ministerul Turismului, ia să vedem noi. Suntem în toate ghidurile incluși cu destinațiile noastre? Sau nu suntem? Ca să vină turiștii. Și deci trebuie să începem de jos. E foarte ușor să ne lăudăm acum că ne-au crescut numărul de turiști cu nu știu cât, în Cluj, ne-au crescut, s-au dublat numărul de turiști. Au venit autocarele, au dormit înainte să ajungă în Cluj, prin comune, foarte frumos, pe la pensiuni, dar nu s-au cazat în Cluj. Deci nu putem spune că gradul de ocupare la hotel s-a dublat sau așa mai departe, chiar că numărul de turiști a crescut. Adică în continuare se merge pe furatul căciulii, nu știu, se creează o imagine de aparență, dar consistența evident că e alta, sau lucrurile cel puțin stau diferit. Și mă gândesc în felul ăsta, dumneavoastră de pildă, ca om care activați în zona asta, cum vedeți, de pildă, structurată strategia, o eventuală strategie națională de turism? Cuprinde toate elementele, cuprinde și litoral, cuprinde și munte, pentru că un fost ministru al turismului, nu o să-i dau astăzi numele, spunea că, ok, investim în zona de litoral, dar au și alții, au grecii, au croații, au, nu știu, turcii aici în zonă care au un relief mult mai bine pus în valoare. Putem face lumea alpiniștilor și să nu mai vine nimeni la mare să investim în Via Ferrata. Glumesc. Bineînțeles, trebuie, deci aceste, vă spuneam la început, OMD-uri de managementul a destinației, fiecare destinație în parte trebuie ajutată, promovată, toată lumea implicată acolo. Tu trebuie să atragi turiști. Practic, noi ce propunem e crearea niște poli internaționali, naționali, locali și în funcție de alea să dezvolți destinația turistică. Adică omul, dacă vine la o atracție de nivel internațional, nu știu cum e Castelul Bran, tu trebuie automat să ai grijă, să-i promovezi, să-i lași pe turist să aleagă. Uite, de la Bran l-am văzut pe Dracula în viață, s-a opus. Unde mergem de aici? Aici, aici, aici. Trebuie să-i dai opțiuni. Și aici, bineînțeles, autoritățile trebuie să se asocieze între ele cu operatorii, să propună soluții, să, nu știu, Consiliul Județean, când hotărăște traseurile pentru cursele județene din afara Clujului, sunt curios dacă ia în calcul să oprească autobuzul la, nu știu, la Muzeul Octavian Goga din Ciucea sau la, nu știu. La Cetatea Bologa, că e pe undeva pe drum. Da. Deci,
De asta spun, dacă toate s-ar face cum trebuie, în câțiva ani sau la castelul de la Răscruci, care ține de aceeași autoritate care a fost bine văzută în, da, în străinătate. Așa știu că ține castelul respectiv, nu știu exact, să nu greșesc. Suntem chiar în ultimul minut, pentru că dumneavoastră presupun că în zona în care operați ați propus rezoluții. Rezoluțiile respective, nu știu, au fost preluate de parlamentari de-a lungul vremii, de oameni care au fost în legislativ, care chiar să le și materializeze. Au fost preluate și până la 80% din ce am lucrat noi în, să spunem, la anumite partide, nu o să le dau numele, a fost preluate până 80% din programul de guvernare, rând cu rând. Când oamenii au ajuns la guvernare, toate ideile care te laudă lumea și spune bravo, o idee foarte bună, nu au mai contat. Deci, eu mă ocup de niște nișe, suntem un grup de colegi, deci m-ați provocat și ce altfel e făcut la nivel național. Nu am pretenția că pot să vin cu expertiză chiar așa, dar s-a lucrat și sunt multe date care, dacă lumea ar fi interesată, noi le-am dat, nu s-au făcut. Domnule Valentin, mulțumesc tare mult pentru prezență. Sper ca povestea asta despre companiile din turism, despre profilul ăsta de activitate, să-l continuăm și într-o altă ediție. Mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!